Bună dimineața, Răzvana, bună dimineața tuturor. Aș vrea să discutăm înainte de toate și să ne referim la cei care au făcut prima doză de vaccin, care s-au îmbolnăvit, care au făcut COVID și care ar fi trebuit să facă rapelul, să vedem ce ar trebui sau cum ar trebui să procedeze aceștia. Și îi spun bună dimineața medicului Adrian Marinescu, director medical al Institutului Matei Balș. Neața, ar trebui să facă rapelul sau nu? Sau să mai aștepte? Cum ar trebui să procedeze? Păi depinde ce formă de boală avem. Dacă e o formă asimptomatică sau ușor simptomatică și se rezolvă în câteva zile și au o perioadă de o săptămână cel puțin fără nicio simptomatologie și totul e în regulă, pot face rapelul. Dacă nu, vor amâna, dar ce presupune? Să anunțe centrul de vaccinare pentru a face o programare la o dată ulterioară, care să fie cât mai apropiată de data inițială. Bun, dar dacă nu sunt asimptomatici, dacă au făcut febră, au avut frisoane, au făcut, să zicem, o formă medie, atunci anunță centrul medical și se reprogramează? Se reprogramează în funcție de evoluție și vor stabili, vor ține legătura cu centrul de vaccinare și se vor programa la o dată, să spunem, apropiată. Chiar dacă se spune că la vaccin poți să amâni până la 42 de zile, este bine să o faci cât mai repede, atunci când, într-adevăr, starea de sănătate îți permite. Bun, aș vrea să ne referim acum și la nivelul de anticorpi, pentru că acesta este subiectul momentului. Ce ar trebui să știm? Sunt cei care au făcut COVID și care au spus că nu se vor vaccina pentru că au deja un nivel de anticorpi. Este corect sau nu? Bine, cred că nu mai e subiect de spor național cu anticorpii. E util să măsor anticorpii, dar nu trebuie să o fac foarte des și nu trebuie să fie, într-adevăr, știu situații în care pacienții repetă o dată pe lună și tot repetă pe principiu că la un moment dat, dacă scade titrul de anticorp, atunci se vaccinează. Datele ne arată în felul următor științifice, că, într-adevăr, 3 luni de zile, în momentul în care ai trecut prin boală, ai imunitate și că, pe urmă, ar trebui să faci vaccinarea chiar dacă ai un anumit titlu de anticorp, tocmai pentru că vrem un răspuns imun care să fie superior. Dar care este nivelul de anticorp pe care ar trebui să-l avem? Bine, aici depinde de laborator. N-aș pune o valoare fixă, pentru că lumea, dacă voi spune o valoare, dacă voi spune 10-15, cum spune, de exemplu, OMS-ul, e foarte important când se întâmplă, că în dinamică s-ar putea ca acel nivel să scadă. Și dacă la un moment dat am 12 nivelul anticorpi în loc de 10, nu înseamnă că mi-e suficient. Deci sfatul meu e în felul următor. Am trecut prin boală, au trecut 3 luni, mă vaccinez, da? Legat de vaccin, sper să nu fie nevoie curând să facem o altă doză de vaccin. Da? Dar pentru că aici avem o perioadă mai lungă. Că cel mai des se vorbește acum de faptul că nivelul anticorpilor scade după rapel. A fost și această discuție. Lucrurile să se întâmplă rar, nu scade după rapel. În principiu, cine a trecut prin boală și a făcut și schema completă de vaccinare are o protecție clar mult mai bună. Și se vede, s-au făcut studii, este o clinică importantă din București, care a făcut un studiu în această direcție. Se vede foarte clar că cel mai... În ordine ar fi în felul următor. În momentul în care trec prin boală, am un nivel mai mic de anticorpi. Dacă mă vaccinez fără să fi trecut prin boală, am un nivel mai mare de anticorpi și dacă le-am făcut pe amândouă, am trecut și prin boală, m-am și vaccinat, este un titlu care, într-adevăr, îmi asigură imunitate pe perioadă lungă de timp. Dar, practic, nivelul nostru de anticorpi crește după prima doză de vaccin și avem o protecție de 60% împotriva bolii. Nu chiar imediat, la un interval de 10-14 zile, așa este. Și la o săptămână, la 10 zile din momentul în care am și rapelul făcut, ar trebui să am nivelul cel mai bun de anticorpi. Deci acestea sunt lucrurile pe care ar trebui să le știm, practic, mai despre anticorpi. Mai e ceva ce trebuie să știm. N-are rost să ne repetăm de 1000 de ori anticorpi, pentru că imunitatea în infecția cu SARS-CoV-2 e, în primul rând, celulară, mai puțin prin anticorpi. Și lucrul ăsta nu-l putem măsura prin analizele normale. Și atunci sfatul meu e, ne facem anticorpii la un moment dat, dar nu repetăm de nu știu câte ori, că este inutil. Dar nivelul de anticorpi în funcție de ce depinde? De starea noastră de sănătate? Dacă avem o boală autoimună, de exemplu, s-ar putea să avem un nivel de anticorpi mai mic chiar și după vaccinare? Sau sigur că sunt foarte mulți factori. Sistemul imunitar se echilibrează în funcție de stilul nostru de viață, dar nu în momentul pandemiei, ce aveam înainte de a veni pandemia, am mai discutat lucrul ăsta. Dacă avem afecțiuni cronice, nu doar bolile autoimune, în funcție de vârstă, nu există un buton pe care să-l apăsăm și să ne crească imunitatea. Lucrul ăsta depinde foarte mulți factori. Important este că noi trebuie oricum să ne vaccinăm pentru a ne proteja. Cu atât mai mult cei care au afecțiuni cronice și ar avea un sistem imunitar deficitar, mai slab, ar trebui oricum să vaccineze pentru că trebuie să protejeze. Dacă se întâmplă să îmbolnăvească, riscul să facă o formă severă e mare. Dar cei care au boli autoimune pot face vaccinul? Sigur că pot. Nu e o contraindicație, dar spuneam și cu alte ocazii.
vor lua legătura cu medicul specialist pentru a vedea dacă afecțiunea lor este echilibrată la acel moment. Dar sigur că pot face. Oricum, centrul de vaccinare este anunțat despre toate aceste afecțiuni. Am discutat despre cel mai important lucru, ce sunt anticorpii. De fapt, protecția organismului nostru, nu? Împotriva noi bolii. Producem și în felul ăsta ne protejăm în raport cu agresorul, adică virusul. Și nu numai în SARS-CoV-2, vorbim în general. Mulțumim foarte mult. Alături de noi, director medical Adriana Marinescu. Cam acestea sunt informațiile de aici. Răzvan.